Măsuri în cazul ursului care a agonizat o noapte și o jumătate de zi sub privirile indiferente ale autorităților din Harghita. Din vina oamenilor care n-au avut tăria să-și asume o decizie, ursul a agonizat 17 ore la marginea drumului, având labele picioarelor rupte în accident. În tot acest timp, deși avea dureri groaznice, a fost păzit, nu și tranquilizat. Confruntarea cu valul de revoltă în rândul cetățenilor care au urmărit agonia ursului ca să se apere, autoritățile locale au invocat constrângeri impuse de prevederi legale inexistente. Ministrul Mediului Costel Alexa a declarat luni că în cazul din Harghita a asistat la o agonie în direct, acuzând că ursul a fost supus unui comportament inuman. Alexa a anunțat că în prezent este verificat modul în care a acționat reprezentantul fondului de vânătoare. Măsuri excepționale care pot fi luate, iar autoritățile locale din județul Harghita aveau la dispoziție cadrul legal încât ar fi putut acționa de sâmbătă seară. Hotărârea de guvern 232 pe 2010 stipulează foarte clar care sunt atribuțiile DSV-ului local, jandarmeriei, autorităților din cadrul Ministerului Mediului, reprezentanții fondului de vânătoare, astfel încât medicul veterinar ar fi trebuit, de la momentul accidentului, să administreze doza de tranquilizant ursului rănit. La rândul lui, ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat că a demarat procedura de demitere a prefectului de Harghita, afirmând că acesta și-a tratat funcția ca pe una cu rol decorativ. În acest sens, evident că trebuie să verific cauza și tot ceea ce a dus la această situație prin care prefectura nu s-a implicat sau de ce nu s-au găsit de-a lungul timpului de alți miniștri și de alți, eu știu, comandanți și conducători de forțe și de instituții soluții operative pentru a preîntâmpina asemenea situații neplăcute și chiar dramatice.